Bună ziua! De unde mă suni? Eu... A? De unde mă suni? De la Rusia. Rusia. Eu vreau să fac o falsă. Se poate? Ce să faci? O falsă. O falsă? Da. Da. La noi în țară se face farsă, din Rusia se face falsă. Cum te cheamă? Vasile. Vasile, cui vrei să-i faci farsa, Vasile? Da, cui vrei? Vreau să-i fac falsă lui Fumeia. Așa. Lui Fumeia cui? Lui Vasile. Lui Fumeia, lui Vasile. Da, da, da. Așa, da, Vasile, cine? E bărbatul lui Fumeia? Vasile soțul. Nu, no. E soțul. Cine e Vasile? Tu sau Vasile? Sau el? Veronica e zice la soție. Deci tu ești Vasile, dar femeia e Veronica. Veronica e acasă, nu? Nu, e amuie la serviciu. Ce vrei să-i facem Veronicăi? Cum să o luăm? El lucrează la grădiniță. Ceva despre grădiniță, ceva, o falsă de asta. O falsă despre grădiniță. Dar de când ai văzut-o pe femeia ta? E 3 luni de zi. Bă, Vasile, ți-i dor de femeia ta? Foarte tare. Foarte tare. Acum, ți-i așa de dor ți-i de femeia ta, că vrei să o pui pe YouTube, da? Foarte bine. Ca tu s-o simți mai aproape deci pe internet, da? Să-i auzi glasul, ca să nu te mai... 06. Eu și încă 40.000 de bărbați scriu acum numărul soției tale. 06, da? 06-0. Da. 043. 043, bun. Să o prindem și să-i facem felul, da? Bine. Pentru cine ai votat, Vasile, din Rusia? Pentru cine? Da. Pentru Rusia. Așa, pentru Rusia. Dar pentru ce partid am vedere? Pe ce partid? Pentru ce partid ai votat, Vasile? Ai fost la alegeri? Da, 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 am fost la alegeri. Așa, și pentru ce partid ai votat, Vasile? Seșeraș Ciocanu. Super, Vasile. Dar soția ta tot pentru Seșeraș Ciocanu. Nu pot vă spun. Ai un mesaj pentru toți oamenii care te ascultă acum. Bine. Ce mesaj ai pentru toată lumea? Nu știm. Nu știi. Super, Vasile. Mulțumim. Succes, da. Vouă.